Doamnelor și domnilor, vă spun bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Matinalul Desert. Alături de mine se află un vechi prieten al Express TV, cred că ne aduceam aminte, prima emisiune am făcut-o împreună în urmă cu peste 20 de ani. Poate găsim în arhivă și acea emisiune, să o găsim o dată și o dată. Alături de mine se află senatorul PSD, Marius Humelnicu. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Și bine ați revenit alături de noi într-o emisiune în care vom vorbi despre, din păcate, și despre război, despre războiul care deja a izbucnit, despre economie, despre drumuri, bineînțeles, despre infrastructură rutieră, mai precis, și despre sport, bineînțeles, că nu putem... Sigur, prima sigur, dragoste nu se uită niciodată, nu? Nu uiți niciodată, nu poți să uiți. Și într-adevăr, cum a spus, am vorbit mai devreme, faptul că ne-am amintit, cred că mai bine, 25-27 de ani, cred, prima emisiune pe care am făcut-o împreună, cred că era la început fiecare dintre noi, ceea ce, știți cum, istoria nu se uită. Exact, exact. Cum ați recepționat acest război izbucnit în Ucraina? Practic nu pe neașteptate, dar nu ne așteptam să evolueze atât de rapid, să ne trezim și să vedem că deja trupele rusești au deschis focul asupra obiectivelor din Ucraina. Da, din păcate este un eveniment nefericit, să știți, pentru întreaga lume, pentru Europa și pentru noi care suntem vecini cu Ucraina. Să știți că sunt mai multe paliere. Primul e acesta în care, odată ce Federația Rusă are niște discuții, da, cu Statele Unite ale Americii, cu Franța, cu conducătorii, cu Germania, și stau în așa fel încât pe dialog diplomatic, pe cale diplomatică să putem să rezolvăm acest conflict și să nu mai apară, pentru că suntem în secolul 21, nu mai putem să venim cu blindate, cu tancuri și să bombardăm, să ocupăm o altă țară independentă. Noi ca și țară, noi ca și partid, președintele Ciolacu a avut o postare și a avut faptul că noi susținem, vă dați seama, Ucraina din toate punctele de vedere pentru suveranitate, integritatea teritorială, pentru că, v-am zis, nu poate să fie unul mai mare ca tine, dacă vreți, da, un vecin, și să spună, doamne, mâine vreau și eu să ocup o bucățică din noastră, din teritoriul nostru. Plus faptul că deja, cred că după al doilea război mondial, de prima oară când în Europa se întâmplă așa ceva, și credeți-ne că nu e normal, nu avem nevoie de așa ceva. Pentru că atunci când ai o agresiune asupra cetățenilor, asupra bătrânilor, asupra femeilor, asupra copiilor, vom avea victime. Nu poți să accepti așa ceva. Și dimineață, într-adevăr, m-am uitat și tot ceea ce toți conducătorii țării, președinta Consiliului Europei, cât și toate cancelariile au avut o poziție de la adresa Rusiei și a Federației Ruse, și faptul că tot ceea ce a zis Putin, da, președintele Federației Ruse, a fost doar o minciună și nu cred că va putea convinge pe nimeni faptul că a vrut, nu a vrut. Plus că jocul ăsta, să știți, când au spus acum două zile că, domnule, noi trimitem tancurile și tot ce avem noi pentru stabilirea păcii în Ucraina. Este un joc, să știți, ceea ce nu ne trebuie. Să știți, dacă vreți, și pe partea a doua sau pe celălalt palier este cel economic. Un război, mai ales la granița cu România, nu ne aduce, nu e bine, după 2 ani de pandemie, să avem această criză de război, credeți-ne că instabilitate, de securitate, vom avea atacuri cibernetice și, bineînțeles, problema cu tot ceea ce înseamnă gazul rusesc și tot ceea ce înseamnă energia. Nu avem nevoie, n-am avut nevoie. Nu știu dacă se va mai putea opri acum când vorbim, sper să găsească o soluție și în același timp, să știți, așteptăm cu toții niște măsuri drastice din partea Uniunii Europene, din partea tuturor statelor, astfel încât atunci când cineva mai dorește vreodată să facă lucrul acesta, să știe foarte bine că se izolează de tot ce înseamnă lumea modernă. În ceea ce privește, să spunem, posibilitatea de intervenție a trupelor NATO, aceasta este exclusă pentru că Ucraina nu făcea parte din NATO, nu făcea. De fapt, se pare că acesta a fost principalul motiv pentru care Vladimir Putin a atacat Ucraina, tocmai ca să împiedice aderarea la NATO a acestei țări. Unul dintre motive, și altul, am înțeles, că ar fi accesul la Marea Neagră, la...
Da, să știți că portul Odessa. E o discuție legată de faptul că Ucraina a vrut, dar fiecare țară, fiind independentă, poate să-și aleagă drumul. Exact. Nu poate să vină cineva să spună, doamne, mergi la stânga, mai la dreapta. Asta este primul lucru. Faptul că Ucraina a vrut, de ce? Pentru securitate, pentru că noi din 2004 suntem aliați NATO. Și atunci, bineînțeles că vedem acum că, și trebuie să transmitem gălățenilor, românilor în general, trebuie să transmitem faptul de liniște și, bine, nu poți să zici că nu te frământă, dar că granițele și tot ce înseamnă securitatea teritorială a României nu se pune sub semnul, adică incertitudinii, ci suntem membri NATO. Și foarte bine că conform articolului 5 din tratatul Alianții Nord-Atlantice spune că o agresiune asupra unui aliat este o agresiune asupra întregii alianței și într-adevăr atunci vom avea un răspuns. Cum a spus și dumneavoastră, într-adevăr, atâta timp cât Ucraina nu este în aliat, încă NATO, cu siguranță susținem, dar nu va fi un atac din partea NATO asupra trupelor Federației Ruse. Eu sunt curios ce se va întâmpla în continuare în Ucraina, o spun și din postura de vecin, pentru că noi suntem vecini cu ei. Avem și graniță acolo unde, de fapt, e cam pământ românesc a fost, dar, în sfârșit, asta e o discuție mai largă, acum n-are rost, pentru că am văzut și erau anumiți troli, nu știu, că nu pot să-i numesc altfel, care scriau pro-Rusia, că ce avem noi de ce să-i susținem pe ucraineni, câte ne-au făcut și câte... Dar rușii au fost prietenii noștri, au venit aici și au devastat după 1944. Haideți să... Acum... Așa este, da. dacă stăm să ne uităm în istorie, dar ceea ce... Având în vedere toate tratatele internaționale și toate parteneriatele între state, faptul că nu poți, da, ne respectăm, v-am zis, suveranitatea și integritatea fiecărei țări în parte, ne respectăm între noi politic. Dacă istoria a fost, da, că a fost pământ românesc, acum aparține Ucrainei. Da? În niciun caz nu vom fi de acord, v-am zis, în secolul 21 să mai vin cu armament greu, cu bombe, cu tancuri, cu să omorâm oamenii. Și această intervenție nu are niciun suport real până la urmă, că nu a fost niciun motiv, n-au provocat ucrainenii cu nimic, nu știu cum să se fie. Nu a fost niciun suport. Ce să vă spun, acum sunt senator și parlamentar și trebuie să-mi aleg bine cuvintele, așa fel încât... Dar nu v-ați aștepta totuși să atace? Să știți că, în general, trebuie să fii pregătit pentru orice, dacă vreți. Da. Singura problemă, de ce? Pentru că de fiecare dată ați văzut că au fost multe întâlniri, da? Între Joe Biden și Putin, da. Între Macron și Putin, da? Între Scholz, cancelarul Germaniei și Putin. Au fost discuții nenumărate. Și atunci, ce rost au aceste discuții dacă nu găsești un numitor comun? A mai fost ce a cerut Federația Rusă a fost să se retragă NATO în granițele din 1997, ceea ce înseamnă noi în 2004 am ajuns. Plus că a mai fost o discuție ceea ce a venit NATO și a spus, domnule, dacă vreți să facem un reprezentant al nostru, dumneavoastră sau o echipă, să putem să verificăm sau să faceți o inspecție sau o vizită, unde avem noi de vesel, unde aveți dumneavoastră echipament, de ce? Noi avem un echipament de protecție, nu de atac. Da? Ceea ce scutul e de protecție, bineînțeles. Cu siguranță, da. Nu a fost de acord și cred că Putin știa dinainte. Asta e dezamăgitor pentru că totuși vorbește la un anumit nivel și văzându-ne, întâlnindu-ne și vorbind de viața oamenilor, să știți, orice discuție discutăm, orice vorbim noi acum, da, de, nu știu, geostrategic, când vorbim de viața oamenilor, să știți, deja orice o altă discuție sau o altă abordare nu e cea normală. Da, am văzut că Vladimir Putin prezentase cu două zile înainte de atac acel decalog, dacă putem să-i spunem astfel, împotriva Ucrainei. Adică tot ce au greșit ucrainenii de-a lungul timpului, ce au făcut ei, fărâmițarea asta a foștii Uniunii Sovietici, de fapt asta cred că îl roade cel mai mult. E greu să dădea vina pe Lenin, pe Stalin îl considera mai puțin vinovat, deși au omorât peste 25 de milioane de conaționali, îl considera cel mai mare criminal din istorie, Iosif Vissarionovici Stalin, pe cifre, nu pe da, vorbe, da. Iar pe Lenin îl considera principalul vinovat că a fărâmițat Imperiul Țarist în multe republici. Și acum
pe cei din Belarus, bielii rus înseamnă rusul alb, Rusia albă, îi consideră tot ai lor. Pe ucraineni tot la fel, că nu exista în istorie pe timpul creanzului Igor, care era rus. Dar acum dacă ne întoarcem în istorie, nici Muntenegru nu exista, nici Kosovo nu exista, nici Slovacia. Păi ce facem acum? Ne întoarcem la granițele de acum câteva secole? Trăim la secolul 21. Asta trebuie să Și nu, nu e acum justițiarul Europei, Vladimir Putin, să intre unde vrea și să facă ce vrea. Cred că niște măsuri economice se vor la măsuri drastice. Eu zic că ar trebui să luăm niște măsuri drastice. Mie să nu sufere și România, știți, și aici cu fac legătură cu la combustibil, la prețul la combustibil, prețul la energie, cel puțin la energia venită din, la gaz, cel puțin. Pentru că știu că o parte din alimentarea cu gaz venea de la ruși. Da, 20% din tot ce înseamnă 20%. Alimentare cu gaz, România veneau de la ruși, de la Federația Rusă. Deci trebuie să ne așteptăm la lucruri. Cu siguranță va influența economic, ceea ce v-am și spus, și nu avem nevoie acum, că după, v-am zis, după pandemie, în care ne redresăm puțin, cred că cu siguranță nu avem nevoie de acest lucru. Din păcate, știți cum, trebuie să fim pregătiți pentru orice. În momentul de față, când Federația Rusă spune ceva, deși dați-mi voie, dacă vreți să nuanțez, faptul că atunci când au avut discuții, deși și-a fost și filmat, a venit secretar general ce au ei la serviciu extern al secret al Rusiei, în care a nuanțat așa că, domnule, am atacat, dar nu am atacat Luganskul și Donețul, și după care puteam trebuie, domnule, stați puțin, noi atacăm, nu stăm, găsați la noastre teritoriile. Eu cred că și în interiorul lor, și cred că nimeni nu dorește acest război. Eu vă spun că nu, și nimeni nu vrea un război, vă spun. Când ai victime, v-am zis, atunci când ai victime. Plus că suntem într-un moment în care, cred că dialogul diplomatic, calea diplomatică, ce dorește unul, ce dorește altul. În Rusia nu este cazul, dar dacă s-ar face, eu o spun din punct de vedere jurnalistic, dacă s-ar face un sondaj de opinie printre cetățenii Rusiei, eu spun că peste 70% dintre ei nu sunt de acord cu ceea ce a făcut Vladimir Putin. Cred că mai mult de, cred că mai mult de 70-90. Nimeni nu poate să fie de acord. Noi suntem de acord dacă suntem, spunem că suntem la granițele Uniunii Sovietice, SSSR-ul, când erau înainte, și vrem să ne bombardăm frații noștri care sunt ucrainieni, dar vrem să le luăm teritoriu, sunt ai noștri, dar noi îi bombardăm, îi omorâm. Sau e ca și cum România ar fi intrat în Republica Moldova să ne luăm teritoriul înapoi, nu? Cu arme, cu tancuri. Cu siguranță nu poți să faci așa ceva. Nu poți să faci așa ceva, asta spun. Din păcate aici suntem, v-am zis, trebuie să liniștim oamenii și românii că într-adevăr nu se pune problema unui conflict armat între la România sau NATO, și faptul că trebuie să fim pregătiți într-adevăr să primim și refugiați. Adică deja un avion, am înțeles că aterizase la Bacău. Da, aterizat-o la Bacău. Pe procedură trebuie să respecte, să vadă de ce, cum, ce s-a întâmplat. Sunt mai multe lucruri care se vor lua în moment, în următoarea perioadă, și într-adevăr, deja suntem în plin război. Din păcate, noi, Europa și noi, lumea. Pornită de la nimic, condusă de către un singur om, din ambiții personale și până la urmă dintr-un orgoliu exacerbat, trebuie să spunem acest lucru, și mă gândeam la acest război, mă puneam în pielea ucrainenilor, cetățenilor, să spunem că aș fi fost locuitor în Kiev. Ce vină aveam eu că până la urmă că au venit și acum trebuiau, am văzut cum fugeau, și-au luat haine, da, ce-au mai apucat. Din păcate este un moment trist. Sunt momente pe care nu credeam că o să... Trist, și vă dați seama, și de sperii, erau pline străzile, oamenii acum se scoată bani, vă dați seama, e un război. Ceea ce... O stare de panică. Pentru noi, după cât 44-45, după 50, 70, 77 de ani să creze un alt război. Și discursul lui Vladimir Putin, care a spus că am venit să-i salvăm pe cetățenii de origine rusă care erau... Și cum îi deosebești? Păi asta zic, că erau terorizați aici. Când ai cu bomba... Spuneam că era o societate nazistă. Cum să fie societate nazistă? Pentru că Vladimir Zelenski este de origine evreiască. Așa că... Să știți că și explicațiile și tot ceea ce a spus... Sunt puierile. Putin, puierile, și nu au nicio logică a tot ceea ce se întâmplă în momentul de față. Chiar el a știut dinainte că vrea să atace... S-a întâlnit doar de dragul de a se întâlni, și după care a început ușor-ușor să ocupe, declarând independente republicile
Lugansk și Donetsk, și de fapt atacând, care să le apere. După, da, care... și după aia atacat în partea cealaltă, a atacat la Kiev și în partea cealaltă, unde spunea că nu a zis că, la un moment dat ziceam că, cum a spus dumneavoastră, să meargă pe fâșia, din, pe partea de sud-est, astfel încât să meargă spre Marea Neagră, spre Crimea, Sevastopol, Crimea. El a atacat din toate părțile. Da, nu vreau să zic și mi se pare și, și cei de la eu consider pe Vladimir Putin, asta e o opinie personală și jurnalistică, puțin lipsit de luciditate în aceste momente. Adică pur și simplu a făcut ceva ce cu greu va putea fi îndreptat și mă bazez însă pe luciditatea celor din stafful lui și din jurul lui, pentru că sunt și oameni care judecă și își dau seama unde de gravitate, de gravitatea situației și bineînțeles, cum s-a greșit. Bineînțeles. Și până și eu sper să pe cale diplomatică totuși se rezolve, pentru că război niciodată într-un război nu se câștigă, și se va pierde și de o parte și de altă. Vieți omenești, tot ceea ce s-a construit, vă dați seama acum când dai cu bombă, dărâm tot. După atât, tot. Ne-am născut în timp de pace și, din păcate, prindem una după alta două pandemii. Adică pandemia propriu-zisă, da, și apoi războiul, care este cea mai cumplită pandemie. Știți cum, asta e viața, mergem înainte. Singura problemă este că, v-am zis, trebuie să fim pregătiți noi, noi ca și țară, noi ca și oameni, noi ca și Europa și noi ca și... Pentru că nu va mai fi la fel. Cum după pandemie nu suntem la fel, da? După 2 ani, cu siguranță și după acest război vom înțelege mult mai clar și vom avea nevoie, v-am zis, de conducători care să se respecte între ei și rasa umană trebuie să o respecte atunci când comanzi că trebuie să dai cu bombe, să ocupi ceva și să... Îți dai seama când... V-am zis, foarte greu când ataci civilii. Ce justificare ai acum când vorbim nu că nu au fost atacate decât obiectivele, dar sigur, se trage la milimetru. Pe unde trage? V-am zis cum tragi ca să nu omori civil, cum tragi ca să nu separi cei de proruși de cei pro-europeni. Asta e așa doar o declarație. Da, e doar o marotă, până la urmă că care e pus. Cu siguranță a vrut să atace ceea ce au zis de mult. Ceea ce e un semnal că ar putea face-o și cu alte țări care au fost membre ale URSS. De aceea v-am zis, trebuie să luate niște măsuri atât de către NATO, cât și de Uniunea Europeană, cât și de toate țările, astfel încât aceste lucruri să nu se mai întâmple niciodată. Da. Pentru că am pomenit, trecem la un alt subiect care, într-un fel, v-am spus, este legat și de acesta, cel legat de prețul la energie și legat de protejarea populației pentru prețurile crescute cu mult la energie. Unii au primit facturi mai mari, alții încă nu le-au primit, le așteaptă. Eu știu, eu sper încă se face și compensare acolo, nu știu după ce criterii și cum exact, dar... Haideți că vă explic, da. Să știți, atunci când vrei să iei o măsură și tot ceea ce am liberalizat, pentru că am liberalizat piața energiei, atât pe gaz cât și pe energie electrică, cu siguranță nu am fost pregătiți. Noi, ca Partid Social-Democrat, am spus, domnule, dacă vrei să liberalizezi, trebuie să fii pregătit să faci lucrul ăsta. Și încă nu suntem noi pregătiți. Pe lângă faptul că închizi niște capacități de producție, ceea ce nu înțelegem, ingineri fiind de profesie, sunt tehnic, în sensul în care știm foarte bine, 2019, 2020, 2021, știm câte gospodării avem, da? Câți consumatori casnici, știm câți agenți economici, mici și mijlocii, știm mari consumatori și atunci știm necesarul, da, la nivelul țării, în perioada verii, cât și în perioada iernii. Ceea ce înseamnă că, domnule, ce avem noi nevoie? Ăsta e unul. Și știm lucrurile astea. Ceea ce la nivelul Ministerului Economiei este domnul Virgil Popescu, Partidul Național Liberal, din 2019 până acum. Da? Am liberalizarea s-a făcut în 2020, dânsul știa toate astea. Bun. Nu am închis capacitățile de... Am închis, scuzați-mă, capacități de producție. Da? Nu am deschis alte noi capacități de producție. De ce? Ca să avem independență energetică. Ceea ce noi trebuie să facem în momentul de față și ceea ce am venit cu pachetul acesta din punct de vedere al ajutorului energetic, da? De compensare și plafonarea prețului, astfel încât să avem un ajutor populația, atât consumatorii casnici, cât și consumatorii micile întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, cât și mari consumatori. Această schemă de ajutor este februarie-martie, la nivelul 31 martie, la nivelul coaliției de guvernare s-a hotărât, dacă nu suntem încă pregătiți, să mergem încă o lună, da, până aprilie, sfârșitul lunii aprilie, cu această schemă de ajutor, iar din 1 mai să reglementăm, să venim la piața reglementată.
De ce? Înainte de, pentru ca populația, da, să putem să ieșim din această criză. Pentru că tot ce spune BNR-ul, Banca Națională Română, spune că 80% din inflație, deja suntem pe două cifre, ceea ce înseamnă că ne influențează puterea de cumpărare și tot ceea ce se întâmplă în dejun împrejur, este 80% datorată acestei crize energetice. Noi, ca și Partid Social-Democrat, am făcut această anchetă la nivelul Senatului legată de prețul acestei prețuri. Am venit cu o soluție și avem o inițiativă legislativă în Senat, astfel încât avem 3 hidrocentrale. Începute de o perioadă destul de timpurie, adică în 2004 și cred că mai devreme de atât, sunt 90%, 94-92% făcut aceste hidrocentrale, sunt pe Mureș și pe Jiu, două, ceea ce înseamnă că trebuie să le scoatem din area protejată. Noi când am făcut cu area protejată, cu ONG-urile, cu tot ceea ce înseamnă mediu, am spus, doamne, fiind în interior, nu mai putem să facem și, având în vedere, ne-a blocat niște ONG-uri. Atunci când vorbim de strategie națională, atunci când vorbim de independență energetică, cred că trebuie să ne așezăm toți la masă și să facem ce e bine pentru români. Deci, concomitent cu această plafonare și această compensare, cu reglementarea pieței, trebuie să investim foarte mult pentru a avea independență energetică. Avem legea offshore, pe care avem gaze în Marea Neagră, pe care ar trebui deja să avem această lege și să putem să extragem, pentru că putem efectiv să avem independență energetică. Sunt niște măsuri pe care, cum se spune, atunci când ca un croitor măsori de 10 ori și tai o dată, dacă noi doar am tăiat, am liberalizat și nu am fost pregătiți pentru pasul următor, uitați, n-am știut, a venit pandemia, era pandemia în 2020, a venit acum război. Ce facem? Nu mai avem gaz, 20% nu vom mai avea gaz. Unde mergem? Mergem pe alternativ, pe ce trece? Trece pe curent. Dacă aveam capacitățile astea, atunci cu siguranță puteam să spunem, domnule, suntem independenți energetici. Dar ca de obicei, într-o astfel de criză, au fost unii care au profitat. Cu siguranță firmă, au profitat. Bineînțeles, care nu sunt producători de energie, sunt doar distribuitori. Da, păi sunt, să știți că și părerea noastră este aceeași, extragem din același, avem aceeași extragere, avem aceeași distribuție și furnizare. Nu avem investiții enorme sau investiții mari în care să spunem, domnule, prețul e mai mare. El s-a liberalizat, să știți, atunci când te liberalizezi, ca și o mică explicație, este faptul că te duci pe piața liberă. Mergând pe piața liberă, nu mai poți să iei megawattul, da? Numai cu, erau 298 de lei, nu mai e, trebuie să le iei la 1000, pentru că altfel vin ceilalți și vin și îți cumpără toată producția pe care tu ai. Și atunci trebuie să te duci la aceeași, la același preț, da, reglementat, la același preț al pieței. Da. Și fiind liberă, da, plus faptul că neproducând suficientă capacitate, neavând suficientă capacitate în România, va trebui să importi. Și atunci când importi, e la un nivel, același nivel care e pe piața liberă. Și atunci, bineînțeles că prețurile se modifică, pe lângă faptul că au greșit enorm de mult, dacă vreți, și ar trebui să răspundă. Cam toți, să știi, ar trebui să răspundă atunci când facturile vin, noi dăm o lege de compensare și de plafonare și atunci facturile la oameni vin calculate cum au vrut ei, pe prețurile pe care le-au vrut ei și atunci erau milioane de facturi pe care au trebuit să le recalculeze. Vă dați seama, pentru fiecare dintre noi sau pentru cei ce, noi avem 2.450.000 de pensionari sub 1.600 de lei. Dacă îți vine factura 1.000 de lei, vă dați seama, te iau toate. Și ăsta e adevărul, adică când deschizi, cineva, te uiți. Am citit o chestie interesantă pe Facebook, era, bineînțeles, ca un proverb, ca un banc, de ce cei care comercializează produse agricole, să spunem, da, în piață, trebuie să fie și producători, pe când cei care comercializează energia nu trebuie să fie producători, pot să fie doar distribuitori. Și câștigă la preț de producător. Sunt acei băieți deștepți. Trebuie reglementat, am mai fost o discuție, să știți că am avut multiple discuții la nivelul coaliției. Noi am venit de 3 luni de zile, noi Partidul Social-Democrat, și am venit să reglementăm, să venim pachetul social, ceea ce am făcut salarii, pensii, alocații. Vrem să reglementăm această piață, pentru că altfel nu ai cum, nu te dezvolți. Pe lângă faptul, ceea ce se întâmplă cu consumatorul casnic, cu noi fiecare dintre noi acasă, cât și întreprinderile, pentru că au un cost suplimentar pe produsul final, da? Și atunci nu aveai cheltuiala asta. Dacă s-a dublat, s-a triplat cheltuiala, produsul tău final nu mai e competitiv pe piață.
plus că nu poți să plătești, vedeți câte, câte probleme cu tot ce înseamnă mari consumatori în care nu mai pot plăti facturile. Și atunci va trebui, statul trebuie să intervină. La electrică, cel puțin la curentul electric, facturile pe ianuarie nu au fost emise. Da, nu au fost emise, să lucrează la soft asta, astfel încât să zică, domnule, hai să vedem cât vine, că au zis că au greșit la electrică, că dacă era 0,280, da, kilovatul, trebuia să fie acum, da, la 500. Știți ce nu înțeleg eu? Pentru că la un moment dat, pe spatele facturii, scrie la ce sucursal aparții, adică da, cum se împărțesc sucursalele în țară. Da. Dar nu au același preț, au prețuri diferite. Ceea ce nu e normal. Bineînțeles că nu e normal. Din punctul nostru de vedere, trebuie să luate măsuri astfel încât cine a greșit să răspundă. Noi, ca și v-am zis, ca Partid Social Democrat, ne interesează, avem niște scheme de ajutor pentru întreprinderi mici și mijlocii, cu ceea ce a început domnul ministru al Finanțelor Publice, domnul Adrian Căciu, IMM Invest, încât 10 miliarde le alocăm pentru IMM-uri, pentru această schemă de ajutor, cu contragarantare, fond de contragarantare și garantare. 90% sunt, putem garanta și 10% să fie pe, ca un grant. Cu ministrul agriculturii Adrian Chesnoiu pe IMM Agro Invest pentru a ajuta ceea ce vorbim mai devreme de producători autohtoni, pentru că vedem că pe piață, când mergem la supermarket și oriunde mergem, avem produse cu foarte multe chimicale și nu sunt ale noastre, românești. Avem programul ăla Produ Românește, Mănâncă Românește, astfel încât, nu știu, tomata, usturoiul, cartoful, ceapa și tot ce avem, astfel încât să putem să producem. Să știți că noi pe țară ne-am închis în 2021, din păcate, un deficit comercial pe balanță de 23,6 miliarde euro. 26 miliarde, deci importăm, atât importăm noi, diferența între ce importăm și ce exportăm. Ceea ce ar trebui să, cum a fost odată grânarul Europei, cred că același lucru trebuie să facem și acum. Astfel încât să ne asigurăm independența energetică, trebuie să avem păpica, dacă vreți, da? Mâncarea, efectiv, să putem să avem și investiții în capitalul românesc. Astfel încât să ne asigurăm locul de muncă, creștere de salarii, pensii, astfel încât să, speranța de viață să crească mult mai, să crească, pentru că în momentul de față la bărbați e 70 de ani și la doamne e 78 de ani, dacă vreți, trecând în PNRR, în PNRR e trecut să creștem ieșirea la pensie, la perioada de pensionare la 70 de ani. Păi noi bărbații nu mai apucăm. Și asta, stați puțin, asta 70 ca o medie, vă dați seama cum se duc mai sus sau mai jos. Ceea ce nu e ceea ce trebuie, dar v-am zis odată sper că, acum ca să fac o glumă, sper că n-a fost luat care pe Ion Iliescu, că el are 90 și... Nu, dar să știți că pe medie înseamnă că mai mulți se duc mai jos de 70 și atunci la 60. Din păcate știm fiecare dintre noi condițiile în care s-au lucrat în combinat, la noi și peste tot. Și stresul care există în ultimii ani, în ultimii 20 de ani, stresul a fost factorul numărul 1 de îmbolnăvire. Corect, așa este. În ceea ce privește infrastructura rutieră și o veste bună am citit, a venit de la președintele Consiliului Județului Costel Fotea, care a spus că Galațiul și Brăila și-au dat mâna pentru un aeroport și acesta va fi trecut în master planul de transport al României. Sau a fost deja trecut? Este trecut. Este trecut, nu? Să știți, noi când am plecat în 2020 și am cerut votul gălățenilor, cât și brăilenilor, m-am propus niște investiții de infrastructură, ceea ce înseamnă Drum Express, Galați Brăila, ceea ce se lucrează acum, se lucrează intens și cred că dacă nu anul acesta, la anul deja e terminat și atunci va face legătura cu podul. Am zis că facem centura mare a Galațiului, ceea ce a preluat domnul Costel Fotea, domnul președinte al Consiliului Județean, acei 8 km pentru a face legătura cu acest Drum Express pentru un nod rutier, astfel încât această centură de 33,4 km să fie finanțabilă de drum nou. Am zis că facem și am prins în planul de guvernare această legătură dintre Galați, Brăila, Slobozia, Călăraș, Chiciu și ne înțepăm în A2, în Autostrada Soarelui, ceea ce e un lucru extraordinar pentru noi, gălățenii și brăilenii, când plecăm spre București. Am zis că facem platforma multimodală, dar asta e o discuție
în care am pierdut niște bani și... Da, discuție mai alambicată. Mult mai alambicată și poate o să avem ocazia să vorbim. Într-o emisiune viitoare. Viitoare, cât și acest aeroport pe care nu l-am zis. Mulți au zis și au râs atunci. Noi în 2017 am fost atât cu președintele Consiliului Județean, cu Costel Fata și cu Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați. Am fost la Autoritatea Aeronautică. Pentru fiind în Ministerul Transportului știam despre ce e vorba și am fost și am stat de vorbă și de acolo, de atunci am început niște studii pe care le-am făcut, pe care le-a făcut Consiliul Județean de oportunitate, de roza vânturilor, astfel încât să putem să ajungem în momentul ăsta. Am făcut un ADI, într-adevăr, s-a făcut un ADI între Consiliul Județean Galați, Brăila, Slobozia, Ialomița, cât și Călăraș, așa, în care să facem acest drum, care v-am zis, Transregio, și am făcut prin acest ADI, între Gala și Brăila, este același ADI, dar cele două UAT-uri, cele două Consilii Județene, pentru a dezvolta acest aeroport la Galați, va fi undeva la Braniștea, înainte la Traian, undeva pe platou sus. Eu cred că ușor, ușor, să știți, deja așteaptă domnul președinte să pornească, cred că într-o lună, cred să pornească acest studiu de fezabilitate. Da, pentru că avem nevoie de niște date tehnice, va fi atât cargo cât și de pasageri și împreună cu Brăila reușim, să știți, vedeți, acea luptă între noi de 30 de ani, nu ne-a adus bine nimănui, să știți. Eu sunt de acord să ne batem, dar hai să ne batem pe bani sau hai să ne batem pe proiecte, să aducem cât mai mulți bani în zonă, în regiune, pentru că este cea mai mare aglomerare între după București. Exact. Și mai sunt mai multe proiecte, o să vi le anunțe. Aeroportul chiar va fi, este o oportunitate. Eu sunt convins că vor fi călători și chiar va aduce profit. Va aduce profit, să știți. Va aduce profit și va crea și locuri de muncă. Și vreau să spun că acest lucru se face într-o echipă. Eu sunt la nivelul Partidului Social-Democrat la nivelul național în Departamentul de Transporturi. Atunci când am lucrat la planul de guvernare între PSD, PNL, UDMR, am trecut aceste lucruri. Am trecut în master planul de transport, general de transport, astfel încât strategic, astfel încât să avem un document programatic. Da, pentru a se putea fi prins, pentru că ăsta se poate realiza ori vor da, va fi o finanțare din partea Consiliului Județean Galați și Brăila, ori va fi, din punct de vedere, vor veni banii de la bugetul statului, cum s-a făcut și la Brașov, ori va fi, era o discuție și pe acțiuni, să vedem dacă vrea cineva, noi aducem proiectul și atunci păstrăm o parte din 20, 25, 30, cât se va vorbi atunci și cine vrea să investească, să poată să vină într-un joint venture. Important să știți, important e că atât timp cât vom fi la guvernare și atât timp cât am promis Gălățenilor că vom face aceste lucruri să și văd. Le-am început în 2019 și le continuăm. Sperăm ca în 2024 să deja toate proiectele acestea să fie demarate. Deci nu vor mai putea fi acuzați, să spunem, de către unii parlamentari gălățeni că nu fac nimic pentru locul de unde au plecat. Nu, din punctul ăsta de vedere, să știți, cred că am demonstrat și demonstrăm pe ceea ce facem parlamentari la Partidul Social-Democrat, da? Domnul profesor Nechita, doamna Sandu, domnul Gâdei, domnul Mărgărit, Georgescu Laura, cât și subsenatul, muncim, să știți, împreună cu președintele Consiliului Județean, cu primarul, cu domnul Nica, președintele nostru, muncim pentru a pune Galațiu pe hartă. Cred că reușim, să știți, odată cu vinerea noastră la guvernare, acum 3 luni de zile doar, se vede o altă mișcare. Credeți-mă, am fost la Ministerul Transportului de... nu știu, 10-20 de ori am fost în perioada asta, efectiv, la un moment dat mi-au zis colegii, zic, nu mă te mai dau acolo, că ăștia zic că lucrezi acolo. Și am zis, da, mă, dar nu merg pentru mine, merg pentru, efectiv, pentru ceea ce noi am discutat. Am lucrat, vă dați seama, în acel minister 2015-16 și în 2019, cât și înainte când am fost... și este un minister cheie, este un minister foarte important pentru noi. Dacă vrem să ne dezvoltăm, da, și lumea să poată să vină, să spună, domnule, da, vin la Galați, am Dunăre, am aeroport, am transport în comun, am tot ce cred trebuie. Că cel mai mare câștig ar fi ca gălățenii să nu mai plece ori la București, ori în străinătate, să muncească și să rămână în zona lor pentru că li se oferă condiții și sunt... Acesta este scopul. Am zis că am doi copii și atunci nu sunt pregătit încă ca ei să plece din Galați.
să meargă să învețe, nu știu, în, oriunde, în, în țară sau afară, dar apoi să vină cu cunoștințele acumulate, exact. Și să poată să... Dar trebuie să le oferim copiilor, trebuie să le oferim o variantă. Adică, având în vedere toate aceste investiții, cu siguranță vor veni și companii mari, în care am avut, când am fost City Manager Municipiului Galați, am avut nenumărate întâlniri cu ambasador, cu consul, cu oameni de afaceri, a spus, doamne, suntem de acord, vrem să facem dar o investiție. Dar o cale de acces rapidă. Cale de acces, venim rapidă. Până la București, de la București trecem, da, 105 km avem pe autostradă, dar după nu mai știm că venim turbați și cum produsul finit al nostru, cum transportăm noi aceste produse ale noastre. Și atunci, reușind aceste investiții și înțelegând că sunt primordiale aceste investiții pentru noi gălățeni, lăsând la o parte politica, să știți dacă vreți, eu vorbesc că sunt reprezentantul Partidului Social Democrat, dar atunci când noi vorbim în perioada aceasta, vorbim efectiv să ne dăm mâna pentru a face aceste investiții. Aceste investiții nu vor scrie pe ele pe pod sau ce scrie începute de Marius Humelnicu sau continuate de toată lumea sau Partidul Social Democrat, ci vor fi ale gălățenilor, da, ale românilor, pentru că suntem în România și așa putem într-adevăr să ne ținem copiii aproape și, cum să spun, ne cunoaștem de atâta timp să putem, exact. Nu știu, peste 20 de ani să spunem, uite, dumneavoastră, am stat și noi, am făcut și noi ceva pentru, da, fiecare în dreptul lui, fiecare cu bucățica lui, unul povestind că, domnule, am încredere, uite, se va face. Deși, dacă vreți, la aeroport, după ce îl vom începe și sper să-l începem, sper ca anul acesta să avem un studiu de fezabilitate și poate la anul să avem deja licitația făcută de proiectare și execuție și poate să și începem, dacă dă Dumnezeu, astfel încât să demonstrăm că într-adevăr se poate și se vrea. Ce mai greu este pista, ceea ce vreau să vă spun este că foarte mulți, da, gălățeni și prieteni și cunoștințe care nu au treabă cu politica, a zis, doamne, dacă faceți, reușiți acest lucru, mă înscriu în Partidul Social Democrat, și că mi-ați demonstrat că chiar vă interesează Galațiul și că dacă nu s-a făcut acum 30 de ani, de ceva timp, de 4, 5, 6 ani, într-adevăr, Galațiul prinde o altă aură. Eu sunt optimist. Poate am fost printre puțini optimiști încă de la început că se va realiza un aeroport la Galați. Am simțit acest lucru și chiar simt că se va realiza. Cum am spus atunci, că sunt optimist că Galațiul poate în sport să aibă un club sportiv municipal. Și nu știu dacă, dar țineți minte că eu și cu profesorul Aurelian Drăgan am fost primii care am lansat în media această posibilitate, da, de a, da, face un club sportiv municipal. E o discuție mai veche. Da, da, da. Răspuns, da, de, da, clubul sportiv municipal, da, CSM-ul. Da. Pentru că încetul cu încetul ajungem și spre finalul emisiunii și spre sport, și spre sport, care până la urmă, pe care îl iubim atât de mult, dumneavoastră l-ați și practicat ca sportiv de performanță și, da, foarte greu de acolo din teren, pentru că să spunem ca spectator te mai enervezi, mai ocărești, mai, să spunem, mai cerți un jucător, mai, dar acolo când, dacă te pui în teren, e mult mai dificil, cum de exemplu la volei, se vede, din tribună nu se vede cât de tare servesc unii jucători. Dacă te duci la nivelul terenului și stai acolo, vezi că trimit adevărate obuze, pe cuvântul meu, deci unii servesc 160 de kilometri la oră, da. Nu știu dacă 160, dar cu siguranță, dacă vreți, vorbiți la arcada și spuneți, domnule, vreau și eu să mă așez când aveți antrenament și merg pe partea cealaltă a fileului și spuneți. Iau și un aparat de servit, se bagă mingea și se aruncă acolo. Acum totul e tehnologizat, acum tot este în așa fel încât să poată să te ajute într-adevăr în tot ceea ce înseamnă să poți să recuperezi după ce se servește. Da, am făcut un lucru extraordinar, faptul că avem un club sportiv municipal, faptul că avem copii, ceea ce m-a interesat, ceea ce ne-a interesat pe noi atunci a fost centru de copii puternic, să nu lipsească nimic, să aibă, pentru că atunci când noi finanțam, ceea ce știți foarte bine, da, pe 69 și pe norme 1447 ale legii sportului, finanțam și când dădeam bani, în martie, aprilie, 3 luni nu aveai bani, după care iar mai aveai 3 luni în an, era acel delay. Da, acum nu mai există sportiv, cel puțin la clubul sportiv municipal, ala nu există sportiv neplătit timp? Nu, în momentul în care discutăm și de când este făcut acest club sportiv municipal, toți sportivii sunt cu contractele, cu bănuții la zi, ai o siguranță să poți să te gândești. Și cel mai important lucru, să știți ceea ce am făcut și sper să se regăsească, să știți, am văzut, de exemplu, am fost acum la volei când am jucat arcada, CSM. Cu polonezii, cu Belșatov, da. Nu cu polonezii, am jucat cu nemții și am bătut atunci, da, 3-2, ce a fost extraordinar și ne-am calificat. Am văzut pe echipă, deci echipa, efectiv am văzut, jumătate erau români, ceea ce e un lucru foarte bun. Ceea ce ne interesează pe noi la Gala, și vă spun ca un om care am
debutat în Galați și am jucat ca și copil. Vă dați seama, a fost o pasiune ceea ce joacă copiii noștri în Galați și invit și spun tuturor părinților, bunicilor. Aveți avantajul atunci și al maidanelor unde ne puteam zbengui da, și juca. Da, cu siguranță. Jucam dimineața până seara. Ne jucam. Era o joacă, nu era, vă dați seama, să ducă copiii la sport. Acum, în această perioada gadgetului în care avem numai telefoane, iPhone-uri și tot ceea ce avem noi, Androide. În care virtualul învinge realul, din păcate. Din păcate, da. Trebuie să ducem oamenii, copiii să-i ducem la sport. De ce? Te învață, știți ce te învață? Foarte important te învață. Să pierzi, te antrenezi, câștigi, iar te antrenezi, iar pierzi, iar te antrenezi, iar câștigi. Și e o fluctuație în tot ceea ce înseamnă cum e viața noastră. Pentru că niciodată nu vei merge liniar doar în sus sau doar în jos, ci ești bine, ești mai puțin bine, ești bine, iar mai puțin bine. Și atunci, dar înveți niciodată să te lași. Niciodată nu renunți la viață, nu renunți la ceea ce, scopul tău pentru ceea ce te pregătești pentru viața asta. Că înveți, că te pregătești, nu știu, la diferite materii, că faci sport, te învață să joci într-o echipă, te învață să respecti un program, te învață să fii fair play, ceea ce fair play nu mai există, da, exact. În momentul de față. Și atunci te învață efectiv, înainte de a da, nu știu, piept cu lumea, te învață să fii competitiv. Exact. Dacă vrei, scuză-mă să-ți mai spun, dar personal să spun. Da. Când eram mic, de exemplu, ca și acum, când luam bătaie, deci nu dădeam nimic, noroc cu nimeni. Deci nu, așa eram de supărat, deci nu vreau să, după ce luam bătaie, nu dădeam, direct la vestiar mergeam, nu dădeam nimic. Cu vârsta, da, cu timpul, după ce iei o dată, două bați, câștigi, te învață și începi să fii fair play, dai noroc cu ceilalți și înțelegi, asta te învață efectiv. Și ceea ce am făcut CSM-ul este următorul lucru, a copiii noștri, da, gălățenii noștri, nu mai gălățeni, cei ce vin să joace, nu, la ce sportiv, la CSS, oriunde, da, la cluburile private, ceea ce fac oamenii, se sunt sute de copii alături pe stadion, este un lucru extraordinar că ne pregătim și duc părinții, bunicii, duc copiii la sport, se oxigenează creierul, învață altfel, se pregătesc altfel. Cel mai important este ca copiii noștri să ajungă la echipele mari. Copiii noștri să primească ceea ce noi nu am primit. Da? De ce? Pentru că știți foarte bine, jucam noi gălățenii, da? Noi de aici, aveam 3 lei, de exemplu, nu știu, salariu, da? Și veneau cei de afară și ziceau, au 10 lei. De ce? Și eu aș vrea ca copiii noștri să nu mai aducem 1, 2, 3 străini, de ce? Pentru că trebuie echipa să fie puternică, competitivă, dar să fie plătiți copiii noștri și să ajungă. Este un lucru extraordinar și a fost un lucru extraordinar atunci când un junior a reușit să joace la echipa mare. Eu am fost atunci în teren, cred că handball, o fată, când a debutat la echipa mare. Toată sala a aplaudat. Este un lucru extraordinar, este faptul că noi, comunitatea, da, ne-am crescut copiii noștri și am ajutat să ajungă. Îi plătim. Avem grijă de viața lor, îi dăm la să învețe, trebuie să și învețe, să facă facultate, să facă master, în concomitent cu tot ceea ce înseamnă performanță, astfel încât să ne bucurăm de ei. Și trebuie să învățăm, să copiem într-un fel și noțiune de fair play de la alte națiuni, unde sportul este religie. Deci este o adevărată religie. Acolo toată lumea aleargă, toată lumea se mișcă și atunci când pierd sunt demni și știu că în următorul meci pot să o ia de la capăt și să-și ia revanșa. Cu siguranță, da. Asta reprezintă sportul, faptul că te pregătești, ai un meci, o zi, da? Azi câștigi, mâine pierzi, e o chestie de fair play, îți aplauzi echipa, vezi că au dat, bineînțeles, acum depinde, știți cum sunt nuanțe și nuanțe, când echipa joacă bine, dar sunt zile și zile, da? Și vezi că jucătorii într-adevăr și-au dat silința și că se chinuie și într-adevăr nu a ieșit astăzi, dar mâine va fi mai bine, atunci cu siguranță toată lumea aplaudă, domnule, mâine va fi o nouă zi. În ceea ce privește infrastructura sportivă, sunt semnale de la București că s-ar putea realiza ceva, să spunem, cu transformarea patinoarului, cu un nou stadion, ceva de genul acesta? Avem aceste proiecte, să știți, acum sper că 2019-2021, din păcate n-am fost la guvernare, din păcate cei ce au fost nu s-au gândit pentru Galați, ce să facem, cum să facem, un proiect, să-mi zică, legat de orice. Legat de bazele sportive, avem într-adevăr la CNI, Compania Națională de Investiții, avem acest patinoar, să o transformăm în sală polivalentă, cu un podeaua să fie retractabilă, astfel încât într-o oră să putem să jucăm hockey, într-o oră să putem să jucăm handball, basket, volei. E o investiție substanțială, nu știu, acum a ajuns cred că la vreo 20 de milioane de euro sau 16 milioane de euro. Adică va fi demolat actualul patinoar? Nu, va fi mărit.
Deci pe latura dinspre Coșbuc, dinspre Bulevardul Coșbuc, mărit să avem 5.000 de locuri, peste 5.000 de locuri, astfel încât să putem într-adevăr să desfășurăm niște activități. Tribunele modernizate, tot făcut. Va fi, vă arăt și ca și model dacă vreți, puteți intra pe Google și pe YouTube și veți vedea Patinoar Galați și veți vedea cam cum arată, cam și model, un cub la mijloc cu săli în care să poți să vezi reclamele, să poți să vezi fazele din meci, să poți să ai hotel unde cazăm, să avem un restaurant, să avem un băruleț, să avem efectiv cum e afară. Deci va fi o construcție unică în țară. Va fi o construcție unică în țară pentru că nu va mai fi așa un patinoar și așa o sală polivalentă în care poți să fie și patinoar și, și sală. Legat de tot ce am vorbisem de stadion și vorbisem cu domnul primar Ionuț Pucheanu, între stadionul Dunărea, cel și de Rugistru, astfel încât să putem să facem pistă de alergare, tot am promis că facem și iar un deziderat. Chiar m-am întâlnit zile trecute și fac puțină mișcare, noi senatori, facem puțină mișcare la Federația Română de Atletism și am vorbit cu președintele Federației, astfel încât să putem să găsim o finanțare, să facem această pistă de atletism. Am promis-o și cred că avem nevoie să putem să alergăm noi și gălățenii și oricine dorește. Mă, dacă mi-aduc aminte bine, soția noastră a fost atletă, nu? Da, să știți, a fost de 14 ori campionă. Chiar vorbeam cu domnul Văduvoiu, care este antrenor la CSM, domnul Dumitru Văduvoiu, și spunea că atleții au nevoie, mai ales că avem și o tânără de mare talent aici în Galați, Ciocan. Pe Ciocan, da, foarte bun. O sprinteră cum n-am mai avut Galați. Senzațional, foarte bine. Avem valori, să știți, în Galați, dacă suntem puțin atenți, avem valori la toate disciplinele. Important este să ne creștem copiii într-un mediu sănătos, corect, performant, astfel încât pe latura asta sportivă, latura sportivă, vorbim de sănătate, vorbim de infrastructură, vorbim de dezvoltare, facem infrastructură, vorbim de oameni de afaceri, vorbim de companii mari, vin companii mari, sunt suficienți oameni care le place sportul și atunci poate să vină să financeze și atunci e un mixt între tot ceea ce înseamnă, nu știu, mișcare, sănătate, dezvoltare, dezvoltare economică. Și știți ce își dorește cel mai mult iubitorul de sport din Galați? Să revină oțelul acolo unde a fost odată. Pentru că anul trecut s-a ratat promovarea Ligii a doua. Da, să sperăm că anul acesta nu se va mai rata. Sper să fim undeva. Coșmarul Brăila nu mai există ca și concurență. Ne-am bătut singur, dacă vreți. Da. Nu ne-am bătut Brăila. Și primul și apoi și mai grea va fi promovarea în prima ligă. Trebuie în prima să ligă, știți cum, da, pas cu pas, ideea de bază este să avem, trebuie să fie acolo unde trebuie, Galațiu, dar trebuie să avem conducători, cum să spun, dacă vreți, cum e Arcada CSM. Adică să vină niște oameni care interesează performanța și nu altceva. Acesta parteneriat public-privat e... În România, să știți, din păcate, PPP-ul, acesta parteneriat public-privat, încă nu funcționează. Ar trebui făcută, poți să faci o asociere dacă e între asocierea cum există la Arcada cu CSM. Poate să vină, da, și primăria, poate să vină și Consiliul Județean, pentru că v-am zis, sunt niște echipe și jucăm la un nivel în prima ligă. Handball nu, din păcate, dar sper să promovăm. Promovăm, siguranță. Basketul, avem hockey-ul, avem voleiul, da, și sportul individual. Și avem și sportul individual. Sper să avem și echipa de fotbal acolo unde am și debutat, mi se trage asta cu debutul acum 23 de ani, dar pentru mine, să știți, lăsând la o parte gluma, a fost un lucru extraordinar, să știți, să poți să joci ca orice copil, să știți, să poți să începi de la 10 ani și să ajungi pe serios să muncă. Să facem echipă, de exemplu, Oțelul să fie o echipă făcută temeinic, nu cum pățesc acum echipe din Liga 1 care sunt în faliment, mă refer la Clinceni, la Gazmetan, Media, și e inadmisibil totuși să fii în prima ligă și apoi să ai un anumit număr de puncte, să-ți ia puncte pentru că nu ai plătit jucătorii, că ești aproape de faliment. Cu siguranță. Regulile trebuie să fie mai stricte atunci când e licențiată o echipă, cred. Cu siguranță trebuie, de aceea v-am zis și cu acest model CSM Arcada, în care cineva vine, de ce? Pentru că pune pasiune, pentru că îi place, pentru că vrea și pentru că nu se lasă. Să știți că n-am ajuns campioni naționali, să jucăm în cupe europene de acum 7-10 ani de când a început acest lucru, ci am ieșit pe locul 3, am ieșit pe locul 2, n-am avut nicio șansă și după care am început să câștigăm. După ce am câștigat și după ce prinzi gustul victoriei, e greu să ne mai bată cineva în țară în momentul când vorbim la volei masculin. Același lucru trebuie să se întâmple și la Oțelul, să vină oameni potenți, oameni care într-adevăr vin cu bani, nu iau bani. Exact.
să vină și jucătorii să capete componenții lotului, o mentalitate de învingător, pentru că e foarte important să ai această mentalitate de învingător. Să ții minte ce spunea Gică Hagi, mi-a plăcut enorm atunci în 1988, când România juca la... Nu era o forță încă România ca echipă națională, dar totuși aveam o câștigătoare de Cupa Campionilor, Steaua în 86. Corect. Și Hagi, venind la Sofia România, a spus, am venit aici să câștigăm. Spun asta pe oricare stadion al lumii ne afla în acest moment. Avem mentalitate de învingători și vom face lucruri extraordinare. Și da, a avut dreptate. Chiar dacă unii spun că nu e normal să fie numiți generația de aur pentru că n-au câștigat aurul, dar... Deci în fotbal e greu să câștigi aurul pe echipa națională. Eu vă spun că reprezintă generația de aur, într-adevăr. Nu vreau să vă spun, adică și de mentalitate, să știți cum ați spus, și spus și faptul de valoare. Atunci când simți că ai valoare, să știi să duci o luptă de echipă și o luptă individuală. Atunci când ai valoare și când ne luptăm unul la unul, simte adversarul dacă ești bun sau nu ești bun. Și îl simți și tu dacă într-adevăr te depășești sau nu te depășești. Și atunci, tehnic, te apuci să joci puțin mai tehnic sau puțin mai ciobănește, dacă vreți. Aveți dreptate, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc. A fost alături de mine domnul Marius Humelnicu, senatorul PSD Marius Humelnicu, pe care îl așteptăm și la alte emisiuni cu mare drag aici la Express TV. Aceasta a fost emisiunea Matinalul de Seară. Știți, urarea mea dintotdeauna, să fiți iubiți de Dumnezeu. Doamne ajută! Doamne ajută!